Vicențiu Mocanu, candidatul AUR la funcția de primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, a organizat o întâlnire cu membrii și simpatizanții partidului. Peste 800 de oameni au fost prezenți la eveniment. Cu această ocazie, Vicențiu Mocanu a prezentat și lista de candidați pentru Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea. Alături i-au stat soția Cristina Spătar, Mariana Capitănescu, Ionuț Dolănescu sau Claudia Ghițulescu. În seara aceasta este vorba despre ei mai mult, nu despre mine. Ei sunt pionii principali prin care noi vom câștiga aceste alegeri. Vă spuneam mai devreme că acum am devenit un grup puternic, am terminat de organizat toate secțiile de votare și nu sunt puține, 89, și toate organizațiile locale. Pentru aceasta le mulțumesc colegilor care s-au implicat masiv în acest proces. Având în vedere că toți ne aflăm aici, sunt sigur că avem aceleași, să zicem, idealuri cu partidul nostru AUR, și anume familie, credință, libertate și, mai presus de toate, națiune. Echipa de AUR cu care Vicențiu Mocanu își dorește să lucreze pentru schimbarea Râmnicului este formată din oameni care nu au mai făcut politică, dar care au performat în domeniile în care activează. Majoritatea membrilor AUR pentru Consiliul Local provin din mediul de afaceri vâlcean și cunoaște greutățile cu care se confruntă micii antreprenori. Și femeile sunt bine reprezentate în echipă prin antreprenoare de succes. Este președintele CECAR pe Vâlcea, a fost director executiv la Banca Comercială, director executiv financiar, șef serviciu contabilitate, economist, lucrări publicate, cărți, monografii, cursuri universitate, culege. Este și mediator, manager proiect, expert judiciar, ce să vă mai zic. Este membru în Senatul Universității, cancelar, cercetare științifică. Un CV impecabil, oameni impecabili de care comunitatea are nevoie. Acești oameni sunt cei care ne vor aduce schimbarea și noi suntem mândri să fim lângă dânsii. Vă mulțumesc mult, domnul Sfânt. Irina Duca. Irina, bine ai venit. Ești printre noi membri ai echipei noastre. Economist, antreprenor, Facultate de Management și Marketing în Afaceri, Academia de Studii Economice București, Facultate de Management. În prezent, director executiv la o firmă metalochimică, o firmă de familie pe care o conduce și o conduce impecabil. Avem nevoie de antreprenori, asta vă spuneam. Irina este o fată puternică, o fată hotărâtă, știe ce vrea, și trebuie să avem încredere în acești oameni curați cu care noi, credeți-mă pe cuvânt, vom câștiga toate alegerile pe care le avem. Aș vrea să ne spun și două cuvinte pe Irina. Vă rog. Bună seara! Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare. Vreau să le urez bun venit membrilor AUR, simpatizanților, celor care au fost invitați aici. Vreau să mă bucur că sunteți atât de mulți în seara asta și sper să ne sprijiniți în continuare în campania asta, care o să ne aducă și bune și rele. Să nu credeți tot ce citiți prin ziare, nu toate sunt adevărate. Știți foarte bine cum se întâmplă în campanie și vreau să fiu fer convinsă că cu voi dumneavoastră cei de aici o să mergem la urne și o să votăm AUR. Sara, licențiată Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Inginerie Managerială, Inginerie Economică București, curs de inspector resurse umane, antreprenor ca și noi. Ea și împreună cu soțul ei sunt cei care de bine de rău ne dau mâncare. Au o firmă reprezentativă de pâine. Fac distribuție de pâine, ne aduc fiecăruia dintre noi pâinea cea de toate zilele. În cadrul evenimentului, Vicențiu Mocanu a subliniat câteva dintre punctele forte cu care speră să câștige funcția de primar al Râmnicului la alegerile din iunie. Avem un program cu care venim în fața cetățenilor foarte elaborat, un program pentru toate clasele sociale, începând de la
ingineri, profesori, antreprenori, sportivi și nu în ultimul rând, aș vrea să mă refer și la toți funcționarii publici, cărora aș vrea să le redăm demnitatea de a fi funcționar public și de a-și face jobul pentru care sunt plătiți fără frica faptului că vine un șef și obligă să facă ceva sau altceva contrar voinței și contrar fișei postului. Pe de altă parte, fiind antreprenor și lucrând numai în privat, vă dați seama că o să venim cu investiții prin care vom crea locuri de muncă bine plătite, vom crea noi facilități pentru acești investitori cu care chiar vom veni, nu ca alții doar vom declara. După aceea vă dați seama că o să avem întâlniri cu dumneavoastră, cu presa mereu, în a putea să ne expunem întotdeauna tot programul pe care îl avem. Repet, vrem să facem un stadion nou, o sală de sport nouă, vrem să facem foarte multe lucruri și un lucru foarte important, vrem să le readucem speranța tinerilor de a putea munci, de a putea locui cu părinților, cu bunicilor, cu fraților, pentru că cel mai urât lucru care s-a întâmplat până acum de 30 de ani le-a ucis speranța tinerilor de a putea rămâne aici. Uitați-vă că suntem pe penultimul loc din țară la nivel salarial, uitați-vă că anul trecut din România au emigrat undeva la 50.000 de persoane și din Vâlcea 5.000. Deci gândiți-vă ce înseamnă asta raportat la nivel. În spatele unui bărbat de succes stă o femeie puternică, inteligentă, cu multă experiență. Este și cazul lui Vicențiu Mocanu, sprijinit de soția sa, Cristina Spătar, care este alături de el la toate întâlnirile pe care le are cu electoratul vâlcean. Încerc să-l sprijin cu tot ce pot, cu tot ce știu despre viață și ce am acumulat de-a lungul timpului, din propria mea experiență. Încerc să-l încurajez, să susține tinerii.